Din ciclul Minunile României vă prezentăm acum la Cronicuță cam cum arată noile drumuri ale patriei, precum această șosea de centură de la Iași cu stâlpi electrici în mijlocul ei. Când s-a tras lumina aici în sat, stâlpul a venit pe margine acolo, drumul era pe aici, că era drum îngust, nu era, dacă nu a venit cu centura, acum nu, o rămas în mijlocul șoselei. Așa ceva deosebit numai la noi se poate. Din nefericire, și străinii când vin în țară, în loc să ne învețe lucruri bune, se adaptează imediat și produc numai tâmpenii. Ca de exemplu acest individ, ce vrea să-și facă piscină pe bloc. Noroc cu piedone că i-a stricat proiectul. Aș cerut acordul măcar de bun simț al celui de dedesubt. Nu înțeles foarte bine românește, mai bine engleză. În cifre înțelegeți? Nu, nu, English. Un miliard de amendă? Eu, piedone și rea raidurile prin sector, al încezit destul. Și dă-i și luptă cu infractorii din sectorul 4, care știm cu toții că este conservator, comunist și informator, că doar motanul Felix e parlamentar de sectorul 4. You understand what I tell you? You understand? We have a problem down. No, now, please. Now. Now I want to please, explain to you. Please, okay. This is directory of... inspector of discipline and construction. Ia uite că unul care e șmecher și face baie pe bloc. Bă, ce-mi place mie să-i amendez pe ăștia, exact ca pe vremea când făceam controlele alea pe piață, dar le dădeam la aia amendă că nu dădea și pagă dinainte. Băi, te-am prins! Aolea, ce mai speria, piedone! Exact ca în 89, când m-a prins poporul cu banii, de fapt cu bănuții. Aoleu, domnul Voiculescu, mă iertați? Nici n-am știut, v-am văzut între antenele astea pe aici și am crezut că... Ce ai crezut, mă, prostovane? Tu nu știi că eu aici la antene o scalf? Ia uite în ce apă tulbure mă scalf. Șefu, dacă vreți, torn eu. Nu, lasă-mă că torn eu, mie îmi place să torn. Auzi, cheamă-l pe Gâdea și pe Badea să mă frece pe spate. Da? Și pe ciutacul ăla să îmi facă spume aici în cadă. Hai, repede, hai. Priviți acum la Cronicuță o hoardă super organizată de infractori minori care acționează la Iași. După cum vedeți, micii răufăcători fac ce vor ei și atacă trecătorii fără niciun fel de jenă. Deși au fost filmați și se știe exact cine sunt obrăznicăturile, n-a fost anihilată banda și își fac veacul liniștiți în dulci și târg. Să vă fie rușine, băi, polițiștilor. Apropo de polițiști, păi cine să-i aresteze, frate? De exemplu, ar putea să-i aresteze această polițistă de profesie devenită hoață fără scrupule. Priviți-o cum șutește într-un supermarket și bagă la buzunar de mama focului. Sau iată, acest polițist de la rutieră, prins de colegii lui Caralii de la DNA, după ce a luat șpagă niște bancnote semnate. Ce sumă de bani personal aveți dumneavoastră? Am 9, am avut 10 milioane. Am luat niște țigări și o cafea. Uitați, am aici 9 milioane jumate și ăștia. Puneți-i pe capul tău, vă rugăm frumos. Așa sunt. Și am 5 de mine de soție. Da, da. Vai, mă, săracul polițai cu 8-9 milioane în portofel. Priviți la el cum nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Se strânge lațul, băi, șpăgarilor, se strânge lațul. Ia, v-am zis că mi-a schimbat, i-am dat 2 de 500. Ia uite, ce scrie pe... Dar mi-a schimbat, ce scrie acolo? Mi-a schimbat în trafic, eu v-am zis că am avut 2 de 500. Păi dar mi-a schimbat, domne, în trafic. Ce scrie, domne, acolo? Ce scrie, da? Păi dar mi-a schimbat eu de aici, a zis că să-i dau dacă am 2 de 500. Și chiar 2 de 500. Ce scrie? Păi și dacă mi-a schimbat și am luat eu mită? Dar ce scrie? Ia uite, bă, concurența! Stai, mâine se strage! Ce bă cu tine aici? Ce cu tine aici? Furi? Furi? Păi ce bă că da bă că fur ca un ageamiu și nu o să zici niciodată un polițist respectabil ca mine, bă, ne facem de râs, bă, vai de capul! Scuze, vă rog. Bă, tetiu, tu știi cine e ăsta? Cine? Ăsta e el mai meseria asta, ce de la noi din țara de România? Păi ăla cu fața așa rost, cu fața de guzgan? Până ce vorbești tu de domnul Hrebenciuc? Eu cred că doar a venit pe aici să-și facă mâna înainte de alegeri. Băi, atunci să vezi ce furăciune și de ce e în stare, băi! Ia mă și tu acasă, mă! Băi, ne facem de râs, mă! Da! Fiți bine să râzi, dar mie e bine să plâng, să știi!
Da, și lor le vine să plângă pentru că la antene, să știți, acum câteva luni s-au redus salariile cu 30%, de aceea o să vedeți și mai încolo. Îi pocnește râsul pe diferiți participanți. Dramele ne bombardează zi și noapte, priviți această mică șezătoare televizată pentru telenoveliste romantice. Vai, dragă, dar ce m-a impresionat, doamna Crișan, mi-a adus aminte de soțul meu care m-a părăsit. Of, Pandele! Bine, dragă, dar Pandele al tău nu te-a părăsit. Vreau să zic că te-a așezat pe el și a murit. Da? Da. Și tu i-ai turnat din greșeală sod în ciorbă lui Dorel, bărbatul. Dar unde ești tu, dragă? Auziți, vă rog frumos să lăsăm la o parte toate amintirile plăcute. Uite, aș vrea să vă citesc câteva versuri dintr-o romanță pe care am compus-o eu pentru Costeluș al meu care a plecat de acasă. Ha! Nu l-ai aruncat, dragă, tu afară! Da, pe geam, ce s-a făcut? Hai să trecem peste amănunte. Da. Cum a trecut și compresorul peste el? Hai lăsați-mă, dar aș vrea să mă ajutați la refren, da? Da, suntem aici. 1, 2, 3 și... De 3 luni seară, de seară, tu strigi din balcon că te omoară. Trece acum pe o stradă o căruță. Ah, de... Te-ar călcă să rămâi fără... Rocamorii se învârtește, pac, țac, țac. Nevasta te pălmuiește, pac, pac, pac. Mărăița-i cu fuiorul, țac, țac, țac. Cu făcălețul dă omorul, pac, 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 pac. Mulțumim mult de pac, pac, pac. Mulțumim! Mulțumim! Ați văzut o scenă din filmul serial Efect 60, uitați-vă la ele. 60, dar cu atât merge și hrubarul pe motocicletă. N-am văzut nimic, nici eu. Bună seara, oameni buni, bună seara. Știți că soția nu mă lasă la emisiune decât vinerea, așa că am venit special să vă prezint avanpremieră la ediția viitoare la Exhibiționez pentru tine. Și ce ai acolo, fane, mânuțea? Gunoiul, i-am spus Andrei că mă duc să duc gunoiul și iată-mă la voi cu concurenții. Data viitoare special pentru dumneavoastră, Andreea Mantea, în ținută nouă, o să danseze pentru voi. Să intre Andreea, intre Andreea! Bună seara, bună seara! Ups, m-am îmbrăcat din nou cu ținuta de data trecută! Și mie mi-a ieșit odată talentul, mi-a ieșit la un spectacol. Dar iată acum o altă concurentă, Veverița cu colorată de la Măruță. Intră, Veverița! Bună seara! Incredibil. Ups, mi s-au văzut alunele! Bună seara, bună seara! Bună seara! Dar ce s-a întâmplat cu Veverița, oameni buni? Da, sigur că da, ca să reziste show-ului, o hrănim cu nuci de cocos. Păcat că a căzut din copac. Dar, doamnelor și domnilor, la Exhibiționez, doar pentru tine Exhibiționez, ultima surpriză din ediția viitoare. Camara, aplauze pentru Camara! Aoleu, să nu-mi spui că și mătușa Camara își scoate ceva la vedere și mătușa Camara. Ia să vedem. Aduce, oameni buni, de ce nu? Arată micuțul Jim. Bună seara, eu am pregătit această ținută provocatoare pentru aplauze. Un dans special. Senzațional. Trenulețul Conga. Sigur că da, am plecat, de ce nu mai? Mulțumim! S-a plăcut, da, foarte tactil pentru tine, tactil. Da, în această ediție din Schimb de Măse vom trăi experiența extraordinară de a o schimba pe mama lui Băsescu cu soacra lui Joan. Asta fiindcă în ultimul timp alegătorile pomenesc foarte des pe mamele candidaților. În prima zi, mama lui Băsescu ajunge acasă la familia Joan. Ia uite ce casă mare au chiaburi ăștia. Ce bine mai trăiesc. Ia uite. Oala cu caviar. Platou cu somon fumé. Boiedo. Rață cu portocale. De când am mai mâncat portocale? Pateu de urs. Fabricat la cornu. 150 de euro cutia. Doamne, ce porcării trebuie să mai mănânce social-democrații ăștia ca să trăiască bine. Ia, dragă mamă nouă, ai tot ce trebuie?
jacuzzi pe terasă, filme în cinematograful casei, poți să faci o băiță în piscină, să chem și masioza sau să te plimbi cu Lamborghini. Noi te iubim, familia PSD. Așa sunt ăia de stânga, domne. Reprezentanții săracilor. Doamne, ce țară! În casa lui Băsescu sosește soacra lui Joan. Vai, nu-mi vine să cred. Ce casă mizerabilă aici în Mihăileanu. Nu putea să-și facă Băsescu ăsta o casă, o vilă ca lumea, cum are ginerele meu, Mircică? Ia să vedem ce au ăștia în frigider. Doamne, câtă băutură! Doamne! Un bilet! Tanti, mâncare nu mai avem. Dacă vrei haleală, mergi matale la restaurantul Golden Schlitz să treacă consumația pe datorie. Dacă ai ceva de spălat, de cusut, de călcat sau absolut orice, sună-l pe Buc. Hai, pa! Azi, mama lui Băsescu se întâlnește cu familia lui Joana. Doamne ajută! Să rămână! Bine ați venit, dragilor! Să rămână! Luați loc! Tanti, mama lui Băsescu! Da! Bine ați venit în familia noastră care o avem pe sedistă, care este după cum vedeți. Șerut, bine, stimate doamne, ca să vedeți că n-am venit cu mâna goală, v-am adus acest superb Tizian în ramă de termopan chinezesc. Deci, sărămâna, deci să știți că noi suntem frații lui Mircea, care îl iubim foarte mult și a vrut să vină și vărul nostru, domnul Hrebe, dar e puțin ocupat la teatru de marionete. Da. Și nici tata Enelu n-a putut să vină pentru că e într-o scurtă vizită la Moscova. Știți că mai avem noi tot așa un prieten foarte, foarte bun, un nepot mai îndepărtat, o mărștiu Banfiurerul Mazăre de la Constanța, dar cine nu a putut să vină? Mazăre. Că e puțin plecat la Auschwitz, în schimb de experiență. Care îl avem. Bata, mai să vă bată, ce drăguță. Hei, ia uite-te, m-am luat cu treabă și am și uitat. Uite, v-am adus ceva de acasă, de la noi. Oh, să trăiți bine, mincinoasă de murfaflar, de origine necontrolată. Nu, nici nu mă gândesc că vă propun să bem o excelentă șampanie Dom Perignon dintr-un an foarte bun pentru mine, 2000. Dar eu ce să fac, cu ce să vă ajut? Să aduc băutura din peci, să chem lăutarii. Nu vă deranjați, mai bine vă virez eu un cont, vă fac un cont și vă virez niște bănuți, poate o casă, două, trei. Mulțumesc, Mike. E timpul ca soacra lui Joana să-și cunoască noua familie, Băseștii. Doamne, ce casă, ca o pivniță. Cred că ar trebui să plec într-o mică vacanță la Monaco. Să mă destin și eu la cazinouri. Oh, dar ce se întâmplă? Sărămâna toată soacra lui Joana! Bine ați venit în cercul nostru de interese! Să vi prezint! Ea e fina, Eva! Adică mă pupă! Frate meu Mircea Băsescu! Dacă aveți nevoie de ceva, să știi că eu vin blond. Ca din pușcă vine. Asta e Boc. Vă șterg pantofii? Nu acum, bă, Boc, nu acum. Iar el e domnul Popoviciu. Casa noastră e și casa dumneavoastră. Casa vezi. Și nu ți udrea. Ea e ca și cum ar fi din familia noastră. Domnule Traian, păi dumneavoastră îmi sunteți ca un, ca un frate. Și tu ca o soră. O soră. Vine da. Să mă consult, mă doare ceva. Doamne, ce oameni îngrozitori. Și suntem atât de mulți în familia asta. Mulți? Păi nici nu suntem toți. Blaga, buldogule, unde ești, bă? Fornașe, fornașe. Ia tu deja tu încoace, bă, croitorul, bă, negoiță, bă, videanul. Am să și bă, bergeanul, bă, și bă, munțeanul. Să vadă și doamna Joana ce familie fericită suntem și ce bine ne înțelegem. Și uite așa, chiar dacă le schimb din mamele, candidații sunt tot o apă și un pământ. Votăm sau nu, oricum, suntem vai de mama noastră. Pe
Hahalele lumei păzeacă, războinicul luminii, marele Gigi ne atacă, frate, din nou, de asta dată din funcția de candidat. Și păzeacă ne explică sărmanul cum a ajuns el din Pârneaș și europarlamentar într-un fel de președinte închipuit. Noi avem doi îngeri, ăla negru și ăla luminos. Îl avem pe îngerul diavolului și al lui Hristos. Ăla bun spune lucrurile bune să le faci, ăla spune lucrurile rele să le faci. Și am zis aici să nu mă bag. Spunea Duhul rău, ce te bagi tu, vezi de treaba ta. Stai cu minte, că te arestează, că nu știu ce, că nu știu cum. Vezi numai de treaba ta, de familia ta și cu tare. Dar vine ăla bun, îngerul bun și a spus, tu, ți-a dat Dumnezeu putere. Ți-a dat Dumnezeu avere. Ți-a dat Dumnezeu curaj. Cum să stai deoparte? Ia auzi, deci îngerașii și doamne, doamne l-au îndemnat. E, hai că asta e deja patologie, frate. Nimic nu-l mai face bine. Și cum e la modă să tragi în Băsescu, asta se întâmplă și cu prietenul oilor. Behehehe, play! Golden Blitz, stai la masă. Bine, toate ce am făcut noi pe acolo, nu știu ce. Până la 6:30 dimineața, că de băut n-a băut. Deci spun eu că n-a băut. Da, băut șpriț cu tare, că nu e. Spuneam de-aia. Zice, eu eram, nu mai puteam, eram prea obosit, m-au sumenat meciul ăla cu Rapid. Și aia zice că să plec, să nu știu ce, înțeleg? Și la un moment dat el spune, a, bă, Gigi, mai stăm puțin și plecăm de aici la Cotroceni împreună și conducem țara. Deci, v-a spus după șpriț că plecați la Cotroceni să conduceți țara? Domnule, îți dau cuvântul meu de onoare, a, bă, Gigi, plecăm de aici, mergem la Cotroceni și conducem țara. Păi bun. Deci așa a râs o ia el țara și așa a râs deci, o ia el funcția de președinție. Domnul Becali, dânsul avea o calitate oficială, dar noastră în ce calitate vă ducea să conduceți alături de el țara? Păi ce mai conta pentru el? Extraordinar, deci bă, se vrea să conducă țara adis de dimineață așa pe burta goală cu oierul. Vă dați seama cât de ars era? Și a plecat singur cu mașina, dacă vă aduceți aminte. Băse, băse, nici tu n-ai toate vapoarele pe acasă, frate. În momentul că nu va mai fi el după 6 decembrie, pe 6 decembrie 2010, va fi boschetat la Golden Blitz. A, deci 145.784 de oi, 145.682, bă, ce dracu de cafea am băut că nu vine somnul ăsta deloc și mi-am numărat deja toți votanții. Ce faci, băi, ciobangă, o zar dormi? Ia uite ce zdrență de insomnie am, acum vitez mă ca halele aia de Băsescu. Să văd ce mă mai vizez eu, președinte, în continuare. Auzi, bă, hai mai bine să conducem țara împreună. Eu o bag într-a doua și tu o împingi în prăpastia. Deci visez în continuare că vei da jet pătul cap în fund. Tu vezi normal, băi, Gigi, eu sunt cam afumat. Mai rămâne doar să visez pe lungă sud. Doamne, ce coșmar am. Să vezi ce coșmar are cu mine securistul la Zăvoiculescu, turnătorul care doarme pe o saltea de bani de la Ceaușescu. Hai, pa, că mă duc să-l bântui și pe Hrebenciuc în somn. Șefu, hai scoală că e timpul. Nea Gigi, nu-l asculta. Vino cu mine, nu te duce cu el. Ba nu cu el, cu mine e timpul. Ia uite ce visez acum. Aole, Bănelă, tu ești băi așa de negru. E timpul să batem și noi pe cineva în Europa League? Nu sunt Bănel, șeful, sunt de la Mascați. A sosit timpul să mergem din nou la DNA. Nu merg! Sunt europarlamentar și nu mai arestează nimeni. Mai bine merg cu mângerul ăsta alb. Foarte bine, domnul Gigi. Hai cu mine. Da, unde mergem? La Cotroceni, nu să conduc? Nu, nu, șefu. O să mergeți la destinație. Mă tale, stai pe dreapta, pe locul mortului, fiindcă asta e visul miilor de suporteri de la Steaua. Vinde, pleacă, hai! Ajutor!